Salutare și bun venit la un nou episod de vlog. Mitrache Marius sunt și astăzi vreau să discutăm despre limite genetice în culturismul natural, despre potențial genetic, ce se poate face, până unde se poate ajunge și vreau să abordez problema asta din trei unghiuri diferite. Prima abordare va fi din experiența personală, ce am reușit să fac eu personal, ce șanse am dat, cât de corecte au fost, ce am observat cu ochii mei de-a lungul timpului, ce am văzut la alții. Numărul 2 va fi reprezentat de observații legate de cei mai buni culturiști din domeniu, ceea ce eu consider a fi monstru genetic. Să nu uităm că fiecare culturist care folosește substanțe la un moment dat nu a folosit. Putem să vedem de la o vârstă fragedă cum au început, până unde au ajuns. Mulți dintre ei au recunoscut, majoritatea au recunoscut de fapt că folosesc substanțe dopante. Iar punctul numărul 3 va fi format din niște sondaje, niște statistici, niște formule de calcul, niște opinii ale unor antrenori și cercetători proeminenți din domeniu, oameni pe care eu îi studiez. Să începem cu punctul numărul 1. Eu personal am dat o șansă, am crezut eu la vremea respectivă corectă, culturismului natural. M-am apucat în septembrie 2001 și de fiare, iar substanțe am băgat în ianuarie 2006, adică gen 4 ani jumate, am făcut treaba asta pe natural. Am concurat în 2003, am concurat în 2004 zonale naționale, am concurat în 2005 zonale naționale. Deci am avut 5 concursuri la activ. Legat de limita genetică, nu consider că mi-am atins limita genetică. Veți vedea la punctul 3 că sunt niște statistici, niște chestii pe care eu le-am confirmat din experiența personală, iar acum sunt confirmate de studii. E bine, înseamnă că am o oarecare abilitate în a face niște observații pertinente. Astea fiind spuse, m-am apucat la 17 ani, aveam 54 de kilograme, 28 în braț și 88 perimetru toracic. Asta am măsurat la început, asta m-a interesat. Prima perioadă, bineînțeles, am dat zero importanță alimentației, nu m-a interesat. Credeam că toată treaba asta se face din muncă. Nu credeam că este o corelație între greutate pe cântar și masă musculară. Mă așteptam cumva că poți să ai 40 în braț sau 50 pe braț cu aceeași greutate. Atâta puteam la vremea respectivă, eram un copil, aveam 17 ani. De la 54 de kilograme, în primele două luni am luat 8 kilograme, deci fumam, m-am lăsat de fumat. Ăsta a fost un factor destul de important, pentru care m-am apucat de fiare. Am tras la subsol, nu erau condiții foarte bune, dați-vă seama, nu știam nimic despre antrenament, făceam un fel de circuit, un fel de, să zicem, crossfit. Nu mâncam pentru că nu vreau să mă îngraș. Totuși, făcând totul pe dos, am reușit să pun 8 kg și 5 cm pe braț. Așa, după care, după primele două luni de zile, mi-am făcut abonament la o sală. Am început să citesc și reviste, pentru că asta era sursa de informare la vremea respectivă, revista. Ulterior, mi-am permis niște suplimente, creatină, proteină, foarte pe scurt, vă zic. Și când am tras linia după un an de zile, bilanțul, ajunsesem la 68 de kilograme, deci undeva la 14 kg în primul an, 39 în braț, adică 11 cm. Cam asta s-a întâmplat după primul an, unde doar 6 luni am folosit suplimente. Mă așteptam, bineînțeles, cum probabil vă așteptați și voi, ca progresul ăsta să continue la infinit. Nu s-a întâmplat la fel, nu s-a întâmplat același lucru, cred că următorul an am luat 3 kg, ceva de genul. Țesutul adipos, pot să zic că a rămas cumva constant, poate m-am astupat, dar foarte puțin, n-am fost niciodată genul definit, nu sunt ectomorf. Aveam abdomen doar când eram foarte mic, după care nu, eram între două vârste cum sunt și acum, nu poate să zică nimeni că sunt nici gras, nu poate să zică nimeni că sunt nici definit, sunt între două vârste. Așa eram și atunci. Și o să vedeți niște poze, dar n-am ajuns încă la 2000, asta se întâmpla în 2002, iar în 2003, clasa 12-a la liceu, practic stagnase, nu știu, mi-au mai crescut brațele undeva până pe la vreo 40, să zic, ceva de genul. Cred că am ajuns undeva la 70-72 de kilograme, unde am stagnat, practic. Cel mai mult am avut 76 de kilograme, nu știu dacă m-am cântărit pe același cântar, dar undeva la 76, asta se întâmpla în 2005, cred. Asta se întâmpla după ce am ieșit campion național de juniori, cred că pe rebound cumva s-a întâmplat chestia asta, da, cred că pe rebound, 74-76, ceva de genul. Eram mai astupat într-adevăr, dar eram mare. Și vreau să vă arăt 2003-2004-2005 că am avut relativ aceeași greutate, mai mult sau mai puțin pe aici, pe acolo, un kil două diferență, dar am arătat foarte diferit. Haideți să vedem exact cum am arătat. Am să fac un comentariu pe imagini. Aici eram la strandul Moghiuroș. Asta se întâmpla în clasa 12-a. Mă vedeți în dreapta. Aici aveam, nu știu, vreo, nu știu, 39-40 în braț, la cald. Nici mai știu cum mă măsuram, ceva de genul. Aici aveam o comparație. Iulian, colegul meu din stânga, abia dacă trăgea de fiare. Un genetic foarte, foarte bun. Brațe absolut geniale, ca de gimnast. Aici mă vedeți într-o amforă spate, perfect executată.
Da, spatele mi-a plăcut dintotdeauna și n-a fost punctul meu forte. După cum vedeți, sunt între două vârste, slab, gras, ceva de genul. Dar aveam, nu știu, vreo 2 ani de fiare aici. Aveam și un dublu biceps față. Coapsele nu știu dacă le antrenam sau abia apucasem să le antrenez. Nu mai știu cât aveam, 50 și ceva în coapsă. Acesta era o poză pentru scenă, se numea Faraonul. O... Bun. Astea au fost pozele din 2003. Haideți să vedem cum arătau cele din 2004. Deci, aici ne aflam la Anex, sala care a fost renovată ulterior. Așa arătam în 2004. Eram anul la facultate. Aveam, să zic, 72 de kilograme, vreo 40-41 în braț, cam pe aici ajunsese să fie normalitatea. Asta era forma de croazieră. Nu mai știu dacă făceam perioade de masă în perioada aia, dar probabil așa le consideram. După cum vedeți, nu eram, să zic că eram undeva la 15%, probabil țesut adipos, poate un pic mai mult, poate un pic mai puțin. Aici avem un dublu bicep spate, probabil în aceeași perioadă făcută poza. După cum vedeți, coapsele erau destul de bune. Arătam bine pentru un junior. Era totul relativ în grafic. Gambele cât de cât, tot ok cât de cât. Asta este probabil din aceeași perioadă. Cred că e cea mai bună poza mea din 2004. Aici pare chiar că eram măricel, pare că aveam piept. Nu pare nici că eram foarte astupat. Dar cred că eram peste 15%, 20%, probabil. Se stă adipos, habar n-am, ceva de genul. Am avut pe scenă în anul ăla, deci în poza asta aici, am avut 62-63 de kilograme. Vreau să vă zic că am făcut totul pe dos, nu vreau să intru în detaliile pregătirii, doar că o să revin probabil la un moment dat cu niște detalii. Ce emoții am avut acolo, am fost și un începător odată, să nu uităm. Aici aveam niște emoții oarecum cu aroganță, dacă se vede destul de bine, nu știam să pozez. Dar astea erau vremurile, mă uit cu nostalgie la pozele astea. Cam așa arătam după 3 ani de fiare. Aici aveam o amforă față orientată spre arbit. Aici avem o extensie a toracelui din lateral. Mi se spusese să zâmbesc și asta încercam să fac. Nu mi-a ieșit tocmai bine, dar asta e tot ce puteam. Bun, deci așa arătam în 2004, pe vreo 3 ani de fiare. Aici avem poze de la zonale. După cum vedeți, 20-a 3-a 2005, stânga de tot. Am făcut categoria 70 cu 67 de kilograme. Eram în pregătire pentru naționale. După cum vedeți, pozam coapsa dreaptă pentru că am niște striuri pe vastul lateral și acum. Și mi se părea că ar trebui ca toată lumea să le vadă. Am fără față. Extensia toracelui din lateral. Uitați-vă în ce hal am putut să mă strâmb. Da? Să nu uităm. Ce mai avem aici? Avem dublu bicep spate. Uitați-vă atenți la poze pentru că o să vă întreb ceva la final. Și nu o să vă dau spoiler, o să vreau să-mi răspundeți din secțiunea de comentarii. Vreau să-mi spuneți cine a câștigat categoria asta. Dacă am câștigat-o eu sau dacă nu, cine. Extensia tricepsului foarte, foarte bine a ieșit, doar că cu toții ne strâmbăm. Așa am arătat înainte de naționale, 2-3 săptămâni mai târziu. În poza asta mi-amintesc perfect că aveam 66 de kilograme. Cred că era în ultima săptămână înainte de naționale. Deci, am 1,65-1,66 cu 66 de kilograme. Veți vedea că raportul ăsta înălțime greutate este important pentru ce vom discuta mai târziu. Uitați-vă la fața mea, făceam lucrurile foarte, foarte pe dos, deci credeți-mă. Lucru care mă încurajează să cred că aș fi putut să le fac mult mai bine. Dacă aș fi avut un antrenor atunci, cum sunt eu acum, să fiu scutit de toate gafele și sfaturile absolut de sabotaj pe care le-am primit, sunt convins că aș fi reușit să duc chestia asta mai departe și să fac față și la seniori destul de cu brio. Dacă mi-aș fi dat măcar un an, șansă să adaug niște masă musculară. Aici avem un dublu bicep spate. Eram foarte descărcat, deci credeți-mă că nu știam ce e încărcare. Stăteam descărcat, asta a descărcat toată pregătirea. Aici avem un dublu biceps față cu vacuum. Aici aveți forma de dinainte de a pleca la naționale. E în ziua aia făcută cu un telefon, primul meu telefon mobil cu cameră. Asta este tot cu același telefon făcut la NEFS, așa arătau aparatele. Și aici un crab care zic eu că este cea mai bună versiune a crabului pe care pot să o fac. Aici am câștigat. Asta fiind spuse, până aici am reușit să duc lucrurile. Sunt absolut convins că aș fi reușit să trec de toată chestia asta. 15 ani mai târziu, uitați-vă, suntem în 2019, eu mă pregătesc pe natural, am un an jumătate și probabil voi concura la 70. Tind să cred că probabil aș fi putut să mă apropii de zona asta de 70 de kilograme în formă de concurs și fără să fi folosit, având în vedere că în ultimii foarte mulți ani, chiar dacă am folosit substanțe, și alimentația mea s-a îmbunătățit foarte, foarte mult și metodele de antrenament au evoluat foarte mult, adică cred că am fi ajuns cumva relativ la același numitor comun cu diferențe foarte mici, foarte mici. Deci, asta e experiența mea. Eu am
Am observat și stânga și în dreapta și cam pe aici, pe la cifra asta ne învârtim. Raportul înălțime greutate la 1,65-1,65 kg. Fapt confirmat de Răzvan Șindelaru, despre care am vorbit într-un episod precedent, care concurează la 1,73 cu tot așa 71 de kg, ceva de genul, 72. O formă tot așa undeva la 6%. Iancu Cosmin, despre care am făcut un episod, am vorbit în drumul, într-unul dintre episoade, chiar vă rog să-l vizionați cei care vreți să vedeți cam ce se poate pe natural, are un genetic absolut demențial, aveți ce să vedeți, credeți-mă. Cosmin la 1,71 concurează, a concurat cu 68-69, probabil anul ăsta a avut 70, deci tot așa am un raport înălțime greutate. Mă raportez și la alți culturiști pe care am văzut de-a lungul timpului, mă raportez și la alți băieți pe care am văzut concurând natural. Haideți să ne uităm de data asta la moștri genetici. Haideți să ne uităm la cei mai buni dintre noi, la oamenii care au avut cele mai bune performanțe de pe planetă. Vreau să încep cu preferatul meu, cu Lee Priest. A spus într-o grămadă de interviuri că a folosit substanțe undeva la 19 ani. Lee Priest, de ce tind să-l cred? Pentru că Lee Priest este un om foarte, foarte deschis. S-a certat cu toată lumea din industrie, King Kamali, s-a certat cu Sean Ray. Se ceartă cu tot felul de YouTuber, răspunde la comenturi, e un om antagonist, adică nu are cenzură, nu-l interesează pe el părerile oamenilor. El e asumat, are tatuaje pe față, adică genul de om care știe ce vrea de la viață, obține chestia asta și nu e rușine să recunoască absolut nimic. Dacă recunoști că folosești substanțe, n-are sens să începi să minți că ai ajuns până la și performanță naturală și după aia așa, adică nu se potrivește caracterului, pur și simplu. Dacă recunoști că e substanțe, recunoști totul, adică ce sens are să mai păstrezi. Ori mi-i spun la capăt că nu folosești, ori spui că folosești și spui adevărul. Adică eu așa văd chestiile astea două. Nu știu ce sens ar avea să zici, băi, folosești că ai folosit de la 15 ani, zici că ai folosit de la 25. Nu știu, mi se pare aberant cumva. Chestia asta eu nu cred. Voi puteți să aveți opinii foarte diferite și puteți să-mi spuneți opinia voastră în secțiunea de comentarii. Dar asta este părerea mea. Haideți să vedem totuși cum arăta la 13 ani. Așa arăta la probabil primul concurs sau primele concursuri. Deci deja arăta mai bine decât foarte mulți practicanți. Aici avea undeva la 16 ani, în dreapta. Deci deja la 16 ani, nu știu, arată mai bine decât o să arăt eu vreodată, probabil. Și am 35 de ani, dintre care am 18 de fiare. Deci despre asta vorbim când e vorba de genetic. Poza asta este de la 15 ani. Uitați-vă ce structură, ce deschidere a spatelui, ce talie mică. Avem o poză cu el de la 17 ani. Aici am mai pus ceva masă musculară. Uitați-vă ce rotunjime. Și ce modă mai ales. Foarte interesantă moda. Asta probabil e tot înainte să se dopeze. Pare să fie în concordanță cu penultima. Aici deja probabil nu se mai dopa. Aici probabil nu mai era natural. Dar oricum, avea undeva în jur de 19 ani. 19, maxim 20. Are înălțimea de... cât are? Are în jur de 1,60. A, uitați la 20 de ani. Deci avea 20 aici. Aici folosise. Nu știu ce greutate să zic avea. Probabil are mult mai puțin decât pare că are. Probabil, nu știu, nu mai știu cât a avut maxim pe scenă în formă de concurs. Probabil sub 100, mă gândesc. Știu că vorbea că ar fi făcut 212, ceea ce înseamnă 95 de kg. Deci eu zic că avea undeva la maxim 85. Nu m-ar surprinde dacă ar fi avut 80. Aici deja folosea, aici avea în jur de 19 ani. 19-20 de ani, ceva de genul. Aici deja era balaure. 21 de ani și aici. Nu știu, pentru mine e unul dintre cei mai buni culturiști din toate timpurile. L-ați văzut cum arată după câțiva ani de fiare. Deci, dacă nu ai geneticul potrivit, orice ai face, oricum ai face, nu o să ajungi niciodată să arăți cum arăta el când nu băga. Despre asta e vorba. Cu doape reușești totuși să-ți pui în valoare geneticul până la o limită. Aici vreau să vă arăt cum arăta în plină formă. Și a păstrat esteticul aproape până la sfârșitul carierei, cel puțin așa mi s-a părut mie. Bun. Și asta a fost Lee Priest. Să vorbim un pic și despre Sean Ray. Sean Ray iar este un monstru genetic și estetic. Mi-a plăcut tot la fel de mult ca și Lee Priest. Ei doi sunt culturiștii mei preferați din toate timpurile. Sean Ray la fel, a concurat o perioadă natural. A câștigat destule concursuri, după care la un moment dat a început să folosească substanțe. Aici probabil era natural. Aici probabil era natural. Aici era natural. Am înțeles că undeva la 19 ani a început și el să folosească. Aici nu mai știu exact ce vârstă avea, dar oricum era la început, adică trebuie să țineți minte când se întâmpla chestia asta. Se întâmpla la sfârșitul anilor 80, probabil începutul anilor 90. În perioada asta, cum v-am zis în episodul trecut despre steroizi, steroizii se foloseau altfel. În perioada de masă nu prea folosea nimeni și mulți foloseau câte un compus, maxim 2, în doze decente mici,
pentru concurs. Deci chiar dacă folosea și Liprist, chiar dacă a folosit între 19-20-21, a folosit substanțe, a folosit cantități mici și nu cocktailuri ce se fac acum. N-au folosit hormon de creștere. Ce a folosit fiecare și așa, veți putea găsi pe net, pentru că unii dintre ei vorbesc despre chestia asta. Dorian Yates a vorbit despre asta, John Meadows a vorbit despre asta, Liprist a vorbit despre asta. Și toți spun același lucru. Și nu cred că e vorba de o conspirație. Toți au spus că foloseau foarte puțin. Cantități mici, foarte puțin compuși și perioade scurte. E o chestie foarte greu de digerat și de cei naturali și de cei care folosesc. Știu, pot să recunosc că există oameni cu genetic mult mai bun decât al meu și n-am ce să fac în privința asta. E un blestem sau binecuvântare să trebuiască să lucrez cu ce am. Nu poți să-ți creezi un caracter de la zero ca într-un joc pe calculator. Dar putem să-i admirăm pe alții care sunt mai buni decât noi. Aici eram în plină glorie. Mi se pare absolut monstru estetic. Foarte, foarte frumos cum a putut să arate omul ăsta. Abordarea lui, totul. Chiar am să vă rog să studiați. Am să vă las niște link-uri în descriere de unde mi-am luat unele date despre video pe care îl fac acum. Da, deci el este Sean Ray, dacă nu, cei mai tineri dintre voi, dacă nu știți, vreau să știți. Bun, și acesta a fost Sean Ray. Vreau să mergem mai departe la Kai Greene. Kai Greene avea 17 ani în poza asta. Flex Wheeler va spune despre... Flex Wheeler spune despre Kai Greene. Kai Greene spune despre Kai Greene că a concurat o lungă perioadă natural. Though I'd still competed and made the commitment to still be a drug-free athlete, I found myself... You know, capable of not only placing fifth in the world championships, but then coming back the next year, training harder, being more deliberate and dutiful about my approach. And, you know, the next year I was able to actually win the world championship. You know, I won the Mr. World title. Aici aș arăta la 17 ani, la Team Universe. Veți vedea palmaresul imediat. A câștigat destule concursuri. A concurat la Federație de Natural. Și pe aici, pe undeva, el era natural. Cu siguranță era natural. Și dacă nu mă înșel, asta e forma cea mai bună pe care am găsit-o cu el, fiind natural. După cum vedeți, arată absolut demențial. Veți vedea și niște kilograme pe care le-a avut. Cred că e singurul, el și cu următorul, sunt singurii pentru care am și niște referințe. Deci, ce am încercuit aici, asta e palmaresul lui. Și în 99, cred că a fost ultimul an în care a concurat natural. Și avea undeva la... 199 de pounds, dacă nu mă înșel, asta înseamnă undeva la 90 de kilograme, ceva de genul. Hai să zicem că avea undeva între 85 și 90 de kilograme. Asta la înălțimea de, nu știu cât are, 1,70 pe acolo, ceva de genul. Asta înseamnă că s-a dus cu 15-20 de kilograme peste raportul de înălțime-greutate. Este o sumă uriașă pentru marea majoritate a practicanților. Cred că 99,9% dintre practicanți, doar că nu știu dacă mă mir atât de tare că există oameni în vârful piramidei geneticurilor care a reușit chestiile astea. Chiar nu știu dacă mă mir atât de tare. Probabil Liprist și-a depășit destul de mult raportul înălțime-greutate. Dacă avea undeva la, știu, cred că 80 de kilograme, să zicem că a atins la 1,60, cam tot pe acolo s-ar fi dus și el. Și cu cât ești mai mic de înălțime, raportul ăsta de 20 de kilograme e mai impresionant. E mult mai impresionant la 1,60 cu 80 de kilograme decât la 2 metri și 10 cu 130 de kilograme. Mult mai impresionant. Mergem mai departe. Îl avem pe Ronnie Coleman. And, you know, it's been talked about and he's acknowledged to it. He finally came to me and was like, man, you know, I'm tired of getting my ass whooped. What you doing? You know, because Ronnie was always natural. That's one thing a lot of people didn't know. Ronnie turned pro and competed as a pro naturally for a long time. You know what? I used to read that, and that was so hard to believe. That's fucking true. It's true. Well, I have heard that too. It's true. You know, you do. True. You know what happens when you take a guy like that and then fucking put him on some gear? Hence back to what I said before, putting in the hard work before you go there. Wow. So same thing with Kai Greene. I know Kai Greene very well. He was natural for a long time competing until, you know, whatever. So a concurat la mondiale, natural, la 1,80 și ceva. A concurat la categoria 90 și deși pare mare, pare mult mai mare decât categoria 90 de kilograme, mai ales la înălțimea aia, e bine, avea foarte puțin pe scenă. Cred că aici, în zona asta, mai mult ca sigur era natural. Da, exact asta e, uitați-vă, deși nu înțeleg limba, e din 91, de la Bănuiesc Mondiale, unde a concurat la 90 de kilograme. Așa arăta în perioada în care era natural, așa arăta în vârful carierei. Știu ce veți gândi, probabil majoritatea. Îmi place mult mai mult cum arată în stânga. Sunt de acord cu voi, doar că dacă ar fi rămas ca în stânga,
Nu știu câte legende ar fi rămas, probabil în lumea culturismului natural ar fi rămas. Dar după cum v-am zis în episodul trecut, câți dintre voi care sunteți naturali și urmăriți culturismul, urmăriți și partea de natural a lucrurilor? Hai să recunoaștem că foarte puțini. Ne fascinează cum arată în poza asta, de exemplu. Pentru asta ne uităm, vrem să vedem monștri de genul ăsta. Adică, hai să înțelegem cumva că și culturismul cu doape are rolul lui foarte bine definit. Foarte multă lume a spus despre Ronnie că era natural, printre care una dintre cele mai convingătoare mărturii este mărturia unui adversar. Pentru că adversarul nu știu dacă are vreun motiv să-ți cânte ție ode și să te ridice în slăvi, în loc să facă chestia asta pentru el. Lee Priest avea undeva la 20, probabil Sean Ray pe la 20, Ronnie cel puțin 10, adică se poate trece peste. Sunt convins că sunt oameni care trec peste raportul ăsta. Doar că pentru noi, muritorii de rând, e un guideline destul de bun. Raport înălțime-greutate calculat la 6% de adipos. După care ajungem la punctul 3. Când am început să fac research pentru episodul ăsta, numai că mi-a fost mirarea să văd că raportul ăsta de înălțime-greutate pe care l-am crezut toți anii ăștia și l-am spus de o grămadă de ori, raportat cumva și la performanțele mele, ce să crezi și ce să vezi este fix același raport pe care îl au și cei mai buni cercetători din domeniu. Vă rog să îi căutați site-ul Body Recomposition pentru cei mai avizi de informații. Veți vedea aici că are niște informații destul de interesante. Nu vreau să citim acum toată chestia asta, doar că ăsta este de McDonald Model, adică este aproximarea lui din toate șantioanele, din toate studiile pe care le-a făcut. El zice așa, în primul an e undeva între 10 și 12 kg, cam un kilogram pe lună. Fapt confirmat de mine. Eu am luat un pic mai mult în primul an, doar că în anul 2, la jumate, eu am luat mai puțin. Am luat, cum zice el, în anul 3. Anul 3, la jumate cât anul 2, la sfert, adică față de primul an. După care, următorii ani, anul 4, anul 5, un kil, un kil jumate pe an. Nici nu mai are sens să calculezi, spune chiar el chestia asta. Bun, Ellen Aragon Model. Deci, alt model de a calcula. Vă rog să citiți voi detaliile, eu le-am citit. Avem așa, pentru începător, între 1 și 1,5 total de greutate pe lună. Intermediar mai puțin, avansat și mai puțin. Citiți voi detaliile. Doar că ajunge undeva tot pe acolo. Aceeași chestie. Casey Butts, frame size model. Foarte pe scurt, e vorba și de... De segmente, de grosimea oaselor, lucruri care nu sunt scoase din context pentru că sunt determinate de hormoni, ceea ce determină dacă ești ectomorf, endomorf, mezomorf. Se leagă foarte mult de tipurile somatice chestia asta. Și acolo avem așa, 5'8 înseamnă, dacă nu mă înșel, 1'73. La 10% ar însemna să ai 1'73, 75 de kilograme. Deci ceva de genul, da, 74-75 de kilograme. Fix tot acolo. După care avem al patrulea model, Bare Hands Model. La fel, aceeași chestie. Citiți voi detaliile. Înălțimea, minus 100. 1,70, 170 de cm, minus 100, egal 70 de kg. Exact așa și aici, asta spun și ei. Fix aceeași chestie. La 5'8, care înseamnă 1,73, el spune 70 de kg cu 5% testul adipos. Adică fix tot acolo ieșim. Deci spunea legat de Casey, spunea că primește tot felul de e-mail-uri legate de tot felul de afirmații nefondate. Cum că eu pot mai mult, că o să-ți arăt eu ție, că habar n-ai ce vorbești, ești, faci, dregi. Tot felul de insulte, de acuze și așa mai departe. Și tribalism de genul ăsta am văzut și eu pe YouTube, am primit și o grămadă de comenturi, am văzut și la alții care fac video legate de genul. Oamenii nu vor să audă chestia asta, pur și simplu. Nu știu sincer ce vor să audă. Unii vor crede că ești prost, ca impresia că Lee Priest a ajuns la performanța aia natural, alții vor zice că vor putea și ei să facă chestia asta sau că se vor duce și mai departe, ori să-ți arate ei ție. Ideea e că oamenii devin foarte vehemenți când vine vorba de steroizi, în general, de ce se poate pe natural. Și aici avem un al cincilea articol by Andy Morgan, care face tot așa niște aproximări, înălțimea în centimetri minus 98-102, adică fix aceeași chestie, minus 100 practic. La 1,73, 75 de kg, la 1,78, 80 și tot așa, pe mai departe. După care există tot felul de chestii, tot felul de calcule. Chiar o să vă rog să citiți aceste site-uri, pe ce se bazează, ce critici au primit chestiile astea, care s-a dus peste,
care s-a dus dedesubt, cazuri excepționale și așa mai departe. O să vă las și articolul ăsta în secțiunea de comentarii și chiar vă rog să le citiți. Deci, pe momentul de față, părerea mea personală, v-am spus, raport înălțime-greutate pentru marea parte din practicanți. Adică, cam pe acolo ar fi maxim ce se poate spera că vei avea în formă de concurs pe scenă la 5-6% țesut adipos. Aici pot interveni mai mulți factori. Glicogen, apă, forma de moment, mă rog, mai multe chestii. Moște genetici se vor putea cu siguranță duce peste. Cât de mult peste? Probabil cineva, cum a fost liprist, topul topurilor, probabil până undeva la spre 20 de kilograme, formă de scenă, probabil undeva la 15, în cel mai rău caz, mă rog, 15 și 20 de kilograme. Bun, cam asta a fost opinia mea, cam asta a fost opinia cercetătorilor, cam asta spun statisticile și cam așa arată moște genetic. Spuneți-mi și voi în secțiunea de comentarii, vi se pare corect, vi se pare că opiniile noastre sunt greșite, ce opinie aveți voi? Aveți anecdote, aveți povestiri, știți voi alți băieți care au făcut alte chestii? Vă aștept cu un subscribe, cu un share, dacă video-ul ăsta vi s-a părut interesant și folositor, și cu un follow la Arond Marius Gym fără capa. Vă salut, mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la episodul următor.